Bun găsit, doamnelor și domnilor, iată care sunt cele mai importante știri din sport. ACS Volei Municipal Zalău a început bine finala campionatului Diviziei A1. Din păcate, după ce au câștigat setul inaugural, zălăuanii s-au cam stins și au pierdut primul duel din cele 5 programate cu scorul de 3-1. Jucătorii echipei ACS Volei Municipal Zalău au resimțit duminică la orele amiezii duelurile din Cupa României și din meciul decisiv al semifinalei cu CS Arcada Galați. În primul joc din cele 5 programate în finala campionatului Diviziei A1, zălăuanii au avut parte de un start de partidă bun, dar treptat, datorită oboselii, nu au reușit să se concentreze și au cedat în final partida, fiind învinși cu scorul de 3-1. În actul inaugural, zălăuanii erau la 3 lungimi, în spatele echipei gazdă, la prima întrerupere tehnică a setului, 8-5, dar până la al doilea timeout tehnic au reușit să întoarcă scorul și aveau avantaj de 4 puncte, scor 12-16, pentru ca în final să câștige parțialul la limită, scor 23-25. După un prim set în care și-au arătat superioritatea în fața adversarului, jocul elevilor lui Stoian Stoiev și Bogdan Nicolae nu s-a mai ridicat la același nivel și gazdele au reușit să domine clar al doilea parțial pe care l-au câștigat cu 25-19. Cu 25-19 în favoarea oltenilor s-a încheiat și setul al treilea, iar în setul 4, zălăuanii, proaspăt câștigători ai trofeului Cupa României, au avut o tresărire de orgoliu și au preluat frâiele jocului. La primul timeout tehnic al setului 4, sălăjenii aveau avantaj de 5 puncte, scor 3-8, iar imediat după reluare, Mihai Gheorghiță a dus scorul la 3-9. Inexplicabil, zălăuanii au avut din nou o cădere și gazdele s-au apropiat la o singură lungime, 10-11. La cel de-al doilea timeout tehnic al parțialului cu numărul 4, Adrian Feher și colegii săi aveau avantaj de 3 lungimi, însă gruparea olteană a redresat repede corabia și a egalat la 17 pentru ca în final să închidă jocul după ce au câștigat setul cu 25-22. În urma victoriei obținute duminică, gruparea olteană conduce în finala campionatului cu scorul de 1-0. Dar zălăuanii speră să egaleze scorul la partide după meciul din această seară, programat la ora 20, în sala polivalentă din Craiova.